Salutare tuturor și bine v-am regăsit! BMW a folosit aproape toate cifrele pentru seria de mașini X, iar astăzi vorbim despre BMW X2, un soi de crossover hatchback care ar trebui să le facă pe toate, dar cel mai bine să se descurce în oraș. X2 este pentru X1, ci este X4 pentru X3 și X6 pentru X5 și X7 pentru ce mai urma, nu-i așa? Dar hai să vorbim un pic despre cum arată această mașină în culoarea galvanic yellow, care atrage imediat privirile. Și din păcate nu sunt doar părți bune cu mașina asta, dar despre asta o să vorbim un pic mai încolo. Ca design, această mașină iese ușor din tiparul celorlalte modele BMW cu anumite chichițe de design. În primul rând, farurile nu se mai opresc în grilă, iar grila tip rinichi, pe care o știm deja de zeci de ani de la BMW, este de acum inversată, adică este mai lată în partea de jos și mai îngustă în partea de sus. Evident, crom și aici un plastic lucios. Accentele sunt foarte interesante, nu prea sunt eu de acord cu această bucată gri de aici și cu niște valuri. Mi-ar fi plăcut să fie simplă, curată, mai sunt câteva guri de ventilație false pe aici, dar per total mașina din față arată foarte bine, este agresivă. Iar pentru că a fost desenată atât de agresivă, îți dă impresia că este mai lată decât este în realitate. Hai să ne mutăm acum pe locul șoferului și să vedem interiorul. Evident, îți găsești ușor poziția la volan. Scaunele sport sunt senzaționale, mai ales la drum lung, sunt foarte confortabile și ai o mulțime de suport lateral. Îmi plac pentru că nu sunt îmbrăcate în piele, ci în alcantara. Scaunul pe acest model se reglează electric, la fel și pentru pasager, iar poziția la volan este foarte ușor de găsit. Am inclusiv aici suport pentru picioare, ca să stau cât mai confortabil. Volanul se reglează evident și pe înălțime și pe adâncime și este îmbrăcat în piele fină. Este un volan M, apropo. Iar în rest este destul de familiar acest interior, seamănă foarte mult cu ce am văzut deja pe BMW X1. Mai avem aici niște accente de culoare, exact ca în culoarea exterioară. Comenzile pentru sistemul multimedia, nimic nou, nimic revoluționar aici, scurtături pentru posturile de radio și sunt inclusiv sensibile la atingere. Pentru climă, aceeași poveste, ușor de folosit, știi fiecare buton în parte, dacă te-ai mai suit vreodată într-un model BMW în ultimii 5 ani, nu s-a schimbat nimic. Îmi place sistemul multimedia, care este și cu touchscreen și răspunde foarte repede, am inclusiv internet pe el și pot să văd, de exemplu, cum este vremea afară. De exemplu, o să plouă mâine și poimine, din păcate, dar pot să-l controlez și de aici cu comanda pentru iDrive, care funcționează foarte bine, iar dacă am de scris ceva pe navigație, pot să desenez literele pe această rotiță. Din păcate, navigația, ca în orice țară bananieră și ca pe orice altă mașină, nu e doar pentru BMW valabilă această poveste, nu am informații din trafic pe navigație, așa că dacă vrei să ajungi repede undeva, va trebui să spui telefonul în geam și să deschizi un Waze. Mă dezamăgește un pic acest schimbător de viteze, care este foarte mare, nu este la fel de drăguț ca pe alte modele BMW, dar mai am și butoane pentru a schimba setările mașinii de pe Eco, Pro, Comfort și Sport. Și atât, nu am Sport Plus și alte chestii. By default, mașina asta vine cu tracțiune față, pentru că este o platformă comună cu Mini, însă legăturile se cam opresc acolo. Suport pentru pahare aici și două ușițe drăguțe, însă nu am unde să-mi pun ochelarii de soare. Partea asta de sus a fost ocupată cu comenzi pentru lumini și SOS. Dar asta e, n-ai ce să-i faci. În rest, da, este un interior premium cu mici excepții. Hai să vedem cum se stă în spate. În momentul ăsta scaunul șoferului este reglat pe înălțimea mea. Așadar, loc suficient în spate. Aș putea să fiu chiar un pic mai generos cu șoferul și să-i mai dau câțiva centimetri. Am mai bine de 4-5 degete spațiu la picioare, iar scaunul din față este sculptat în așa fel încât să stau cât mai confortabil. Loc să-mi pun și picioarele sub scaunul șoferului. Am și cotieră, apropo, scaunul din mijloc este așa pentru drumuri foarte scurte de 10-15 minute. Suport pentru pahar aici, care se simte, nu se simte ca cum ar trebui să se simte la o mașină care costă peste 60.000 de euro, dar asta este altă poveste. Iarăși nu am priză USB în spate, am doar o priză de 12V, ca să spui un adaptor acolo. Mi-ar plăcut să am o priză USB totuși. Stai să umbli cu încărcătoare și pentru ceilalți pasageri, not ok. Spațiul la cap, 4 degete,
se stă bine, bancheta este confortabilă, este profilată un pic pentru spatele celui care stă aici. Am loc pentru o sticlă în ușă, iar geamurile îmi oferă o vizibilitate foarte bună. Dar cam atât despre cum se stă înăuntru, hai să vorbim un pic despre designul lateral. Când au apărut prima dată pe internet pozele cu această mașină, toată lumea a vorbit despre o singură chestie. Nu despre design, nu despre cum arată, nu despre preț și așa mai departe, ci despre logo-ul BMW așezat aici pe stâlpul din spate. Explicația de ce au pus asta, nu știu, căci logo-ul acesta nu este pus niciodată pentru proprietari, ci pentru cei care văd mașina aceasta pe stradă. Mai sunt câteva elemente noi de design pe această mașină, cum ar fi acestea apărători de plastic pe aripi, iar aripa este tăiată drept acolo. Mai avem logo-ul M pentru că avem o mașină cu pachetul M. Oglinzile, uite cât de departe sunt așezate de caroserie. Au aici un braț, iar oglinzile astea sunt foarte îndepărtate de ușile stânga față și dreapta față. În rest, destul de simplă ca design, nu sunt foarte multe linii agresive, iar iarăși nu sunt de acord cu acest prag care are formele astea ciudate acolo. Și dacă ești cu mașina asta în off-road, să știi că ușa nu va proteja mare lucru pe acolo și o să te murdărești pe blugi când o să te dai jos sau o să te urci în mașină. Și aici se văd câteva elemente noi de design pe care BMW nu le-a mai folosit de ceva vreme sau spre deloc. Stopurile foarte, foarte alungite, sigla X-Drive aici 25D și ciudat, pentru că avem o motorizare diesel, evacuările nu sunt false, ci sunt pe bune, ceea ce dă un plus mașinii, eleron foarte generos pentru Hyon. Și câteva elemente pe aici gri, iarăși acea formă stupidă pentru un difuzor fals care nu are niciun rol pentru o mașină care oricum va merge foarte mult în oraș. Îmi place că Hyon-ul se deschide din acest logo, cum am mai văzut și la alte mărci. Hyon acționat electric cu 470 de litri spațiu pentru portbagaj. Geanta noastră de filmare încapă fără probleme, deci două trolere mari vor încăpea fără probleme acolo și mai am și un spațiu de depozitare pentru lichidul de parbriz, de exemplu. Bun, pot să închid Hyon-ul de aici sau din telecomandă și pot să încui mașina cu totul, ca să nu mai stau să mai caut cheia pe, vai, pe unde am pus-o. Apeși pe acest buton, mașina se încuie, poți să pleci de lângă ea. Bun. Cam atât despre BMW X2 la exterior, cam atât de practică sau nepractică este. Hai să o conducem. Arăt-o cheia. Cheia tip, iehtuleț. Cheia tip cheie, George, e ok. E ok sau e ok? Nu, e ok, ok. Uite că are și semnele de BMW M pe ala. Da, care. Și pe volan și pe aripi. Deci este un kit. Aha. Kit din fabrică. Kit din fabrică, da. Pachet, pac, capa, et. Full, fără piele. Cu alcantara. Cu alcantara, care nu este piele. Așadar, X2 2.5. Da, care are 2 litri diesel, 231 de cai putere. Facem cumva să-l și auzim, ia fi atent. A scuturat așa un pic de sub capotă. Da, capotă. După aia se aude destul de discret. Nu e... Se aude ca un diesel de la BMW, dar se aude. Ia auzi-l. Și acum se aude. Se aude ca un diesel de la BMW. Se aude ca un diesel de la BMW și intră a și intră a doua, până ajunge intră a treia. Ia. Auzi? Da. Dar tu ești pe sport cumva cu suspensiile? Nu. Ia. Nu, era pe confort. EcoPro. Deci chiar ești eficient. Nu, era pe sport. Confort. Hai să vedem, sunt tare curios. Aș vrea totuși să văd cât de confortabil este un SUV care nu este SUV. Nu-i așa? Da, da, îți spune neapărat. Prin design îți dă impresia că este foarte mare. Uite-te la Q7-le de acolo. Nu, mașina asta e un fel de Tico pe lângă Sandero. Tico pe lângă Sandero, ok. Da. X225 pe care Marian l-a alergat în ultimul weekend. Da. Și am luat și un pic contact cu el ieri și astăzi. Cât să-mi dau seama cât este SUV și cât este hatchback în mașina asta. E puțin, e mult spus SUV, pentru că dacă o parchezi lângă un hatchback de generație nouă, un Ford Focus, un Volkswagen Golf, așa? Să vezi că nu e cu mult mai mare, nici garda la sol nu e cu mult diferită. E mai degrabă un hatchback cu aspectul ăsta așa ușor futuristic, cu linia asta nouă de design de la BMW. Da.
combinat într-un pachet urban. Știi că SUV-urile sau crossover-urile vând foarte bine în oraș. Dar aveam deja X1. De ce îmi trebuia și X2? Da, dar n-aveai un X1 care arată mai bine. Aha. Aici e problema. Și atunci pentru și X1 că... e pentru clienți deja mai maturi, mai... Asta e o mașină pentru generație, așa mai spus. Am mai deschis mașina asta pentru generația nouă de consumatori, generația de oameni cărora nu le pasă motorul de sub capotă, ce cutie e, dacă este de la ZF, dacă e de la... Deci sunt genul de oameni care nu prea se uită la review-uri. Hai da. Să facem un review pentru oameni care nu se uită atunci la review-uri și să încercăm să le explicăm de ce credem noi că merită sau nu merită mașina asta. Și tare mi-e teamă că vom ajunge la o discuție ca la Toyota CHR, la care eu ți-am spus că se va vinde. Mm-hmm. Și se vinde. Sunt o grămadă pe stradă Toyota CHR. Deci, pe mine m-a căutat cineva zilele trecute care îmi spunea că dacă ar trebui să aleagă din segmentul ăsta, aș ar lua o Toyota CHR. Dacă ar fi să-și aleagă, dar și-a ales? S-a dus cu banii la dealer? Nu. Nu încă. Păi vezi, asta e diferența. Câte să vând? Că uite, mai vezi în continuare. Uite, Suzuki Vitara, mașina care se vinde bine. Da. Și a fost la noi la test. Și e pentru o generație. Dar hai să vedem, BMW X2 unde se potrivește atunci? Care este tipul de client către care se adresează și la care o să și ajungă, să zicem? Și ce bani cere la schimb pentru ce oferă? Ca să ne intereseze pe noi în testele astea pe care le tot facem aici pe internet. Da. Eu practic mi-am dorit un pic să urăsc mașina asta, pentru că mașina asta, bine, BMW era deja comercial, dar parcă mașina asta țipă și mai tare că BMW vrea să vândă și să distrugă segmentul ăsta cu niște vânzări foarte bune. Dar mergând cu mașina asta și văzând cum arată și cum se uită lumea la ea, încep să te atașezi de ea. E bine dotată, e bine tehnologizată, se conduce bine, e confortabilă, cu toate astea mi se pare un pic scumpă. E dotată asta de teste pe care ai condus-o tu. Da, clar, că dacă sari de la... dacă are și touchscreen. E bine dotată, evident, asta de teste care costă 64.000 de euro. Cât ai zis? 64.000 de euro. 64? Da. 8 ori 8, adică 64? Da. Radical din 64, 8. Se știe. Fără număr chiar. Așadar, 64.000 de euro. Păi ăștia sunt bani care ții un X5. No. Ba da, un X5 în ediție de iarnă, 50.000 plus TVA. Da, cu motor de 2 litri diesel. Come on, George. Același motor, dar cu caraserie mai mare, mașină mai confortabilă, mai spațioasă. BMW, uite, și aceeași poveste și la Mini. Vreau o mașină care să fie foarte bine dotată, care să fie nu neapărat mare, dar să fie practică, ce puțin pentru mers în oraș și drumuri scurte, dar care să fie la așadar fel de bine dotată. Așadar e pentru drumuri scurte și oraș? Da, dar care să fie suficient de bine dotată încât să nu te facă să te simți că ți-a luat o mașină mai mică sau mai nespecială. Sau că este un X3 intră la apă, rău de tot, sau un X4. Da, și atunci fiecare mașină... Dar este un X4 intră la apă, Marian? A mai zis cineva asta, chiar cu Sebastian aveam discuție, asta nu mi se pare că arată ca X4 sau ca X6, adică vezi spatele ăla e... E și mai mic. E normal așa. Marina e mult mai mică. E cu câțiva litri mai mic decât X1 la portbagaj. Dar nu are aceeași formă de X4. Nu vorbeam de X1, vorbeam de X3, X4. X4 este o mașină genială. Da, e altă clasă, e mai mare mașina. Da, dar poți să-mi iau la aceiași bani. Da. Și atunci, de ce mi-aș lua un X2 în dauna unui X4? Care X4 este deja o mașină foarte, foarte faină. Pentru că asta arată mai bine. Asta arată mai bine decât X4? Da. Și e mai mică un pic, e mai compactă și se potrivește mai bine, încape mai bine în oraș. Deci mașina asta țipă oraș, țipă imagine din toate unghiurile. Uh-huh. Este frumoasă la exterior, uh-huh. Nimic de reproșat. Cu mici excepții, mie nu-mi plac, nu știu cum naibii să le spun, sunt niște chestii așa pe praguri și pe bara față. Se numește siglă? Nu siglă, da, și cu sigla acolo. Pe bune, am stat cu frică weekendul ăsta să nu fără cineva siglele de pe montanții spate. Câte sigle are pe exterior mașina asta? Stai așa, deci două pe fiecare jantă, trei pe o parte, trei pe o parte, una în față, una în spate. Radical 64. 8! Deci totul se leagă la mașina asta. Da. Băi nene, deci mașina asta țipă BMW din toate unghiurile, absolut toate unghiurile. Iluminat e confort. Da, dar semnele alea BMW de pe montanță nu sunt pentru tine. Dar pentru cine? Pentru oameni. Pentru oameni. Îți spun și-mi cer scuze față de cei care fac PR-ul pentru BMW, dar faza a fost în felul următor. Mă duc ieri acasă și era un loc liber de parcare,
loc liber de parcare legal în fața blocului. Loc liber și legal? Da, e o parcare în București, în România. Amenajată. Da, în fața blocului la mine, să știi că există. Parchez acolo și lângă e o stație de autobuz unde stătea o doamnă în vârstă de vreo 60 de ani. Și te parchezi mașina asta, îți dai seama, spălată, curată, soare afară, bătea soarele într-un fel pe vopsea asta. Da. Mă dau jos din mașină. În anotimpul trecut, adică acum o zi. Mi-o rucsac în spate. Și? Și țipă femeia la mine, cocalare, cocalare, te-a recunoscut, mă, de la televizor. Da, a fost așa, zic, ok. Băi, mașina asta provoacă un pic de invidie. Uite, cineva ne și lasă în trafic, ne claxonează. Nu? Ok, BMW la BMW nu scoate, ok? Se știe. Se știe. Așadar, mașina asta arată foarte bine, provoacă invidie și pozitivă și negativă. Dar uite, spre exemplu, aici nu încăpeam cu X5-ul până într-o Lamborghini. Sau cu Q7. Sau cu Q7-le, da. Dar tu știi foarte bine, eu sunt un pic mai pragmatic la capitolul ăsta. Îmi plac mașinile frumoase, bă, dar ar vrea ca să scot mustul din banii pe care îi bag într-o astfel de mașină. Și ți se pare că am vorbit până acum despre cât de confortabil este, sau am vorbit despre ea, conduci fără să-ți dai seama. It grows on you, crește da, în tine ca așa. Crește în mine? Crește în tine, George, crește în tine. Credeam că, da, se dă, da. Bă, în engleză sună foarte bine, grows in you, știi? Nu. Grows on you. Grows on you, așa. Crește pe tine. Asta și nu în tine. Ok, anyway, așadar, BMW X2 e o mașină care din exterior arată foarte BMW, foarte bine, foarte modernă. La interior, cel puțin pe nivelul ăsta de echipare, are de toate. Ai același nivel de dotare ca într-un seria 5? Da, mai se apropie, conducerea autonomă, mai parfumul la interior, dar nu e prost dotată. Ai, mă, conducerea autonomă și parfumul, pe bune, serios, poți să-ți pui un brăduț și conduci tu autonom. Da. Câte conducere autonomă poți face în oraș? Ți-i volanul cu genunchiul. Da, uite, mă uitam să zic la sistemul multimedia. Este asta cu widget-uri noi și mai este și touchscreen. Și cu touchscreen și fii atent. Și se mișcă. Deci ai vremea, deci plouă și într-adevăr, dacă te uiți cu atenție... Mă, trebuie să te uiți pe geam, să deschizi ușa. Dacă te uiți cu atenție... Trage ușa că intreți în țarii. Dacă te uiți cu atenție, chiar plouă. Deci nivelul de tehnologie este... Acolo. Este așa. Ia, ce vrei să-mi arăți? Deci avem Connected Drive, avem navigație, avem notificări, că și-a legat telefonul și are inclusiv, a recunoscut care Spotify prin Bluetooth. Da, nu, e foarte tare. Disponibil aici, te deschizi și după aia, odată ce ai deschis aici, vezi... Deci poți să controlezi Spotify de pe telefon prin Bluetooth, fără cablu. Cu library, cu songs, cu tot. Da, cool-ish. Yep. Așa, se aude bine, are incinte acustice Harman Kardon. Se aud. Cel puțin pe nivelul ăsta de echipare, insistăm pe ideea asta. Și uite, peste de nivelări se descurcă suficient de bine. Dar mie mi se pare, la capitolul ăsta de confort, hai să zicem, cu scaunele și cu volanul ăsta, fain pachet, așa, tot pachetul arată bine, dar la confort se simte că este o mașină mică, compactă și puțin rigidă, astfel încât să fie și dinamică, un pic sportivă. Adică, cei de la BMW știu că dacă ți-ai luat un X2 și ai... Câți ani mai ai tu, Marian? Da. Așa, sunt șanse mari să încerci să faci o recunoaștere cu ea, la deal. Păi, cred că se va descurca excelent, mai ales că are și X-Drive și X-Drive nu e făcut neapărat pentru off-road, ci mai degrabă și pentru astfel de drumuri ude, viraje și așa mai departe. Condus un pic sprinten, să zicem, la, da, se va la descurca, deal, la se vale. Va descurca foarte bine, pentru o mașină care e un pic mai înaltă, se va descurca bine. Dar e doar un pic mai înaltă și din nou, deși are o imagine care o face să pară așa un pic de SUV, SUV-uleț, am putea zice, nu este SUV noi și asta este bine. În momentul ăsta noi nu știm ce fel de mașină e asta. Marian, dar vorbim de aia de un sfert de oră. Da. N-am vorbit despre motor, n-am vorbit despre cutie, n-am vorbit despre... Dar nu interesează pe nimeni. E același motor și aceeași cutie deja de 10 ani la BMW. Da, la care se mai mărește un pic puterea, se mai rafinează puțin cutia. Ceea ce este ok. Da, dacă vrei să știți cum se conduce asta, se conduce ca un X1. Dacă vrei să știți cum se conduce X1, se conduce ca un X3. X3 un pic mai rigid. Dacă vrei să știți cum se conduce X3, ca un X5, dar mai agil. Și gata, asta e toată gama. Gata. Dacă aveți altă treabă, like, share și subscribe. Dar dacă vreți să mai aflați de la noi ceva, am o întrebare. Deci dacă la Apple îi spune lui iPhone X, iPhone 10, BMW trebuie să-i spună X2, să-i zică 10-2? Da.
mamă, deci ar suna ca un limbaj de la super secret pentru polițiști. Atenție, vin polițiștii, BMW 10-2. BMW 10-2, da. 10-3, 10-4. Oricum, mai avem X7 care trebuie să apară anul ăsta. X7? Da. Abia aștept, nu. Presimt și... Deci ei mai au... O să rămână fără cifre curând. Păi nu, că mai există 9. 8-ul abia aștept să-l văd. Pe 8 mai trebuie să spune mai mult. Păi avem 8 și 9 și gata, mai au două cifre. Da, stai tu liniștit, că și Sony a rămas fără liter la telefoane și a luat-o de la capăt iară. XZ1, come on, ai zis serios. Când a apărut Xperia Z, am zis gata, s-a terminat. Anyway, așadar, hai să vorbim un pic despre motor. Eu văd aici în computerul de bord un consum de 11,5% în oraș, ceea ce și în condiții de frecuș de colo-colo tot pare mult. Uite, mai scade 11,4, a început să se mai civilizeze. Și nu am călcat-o rău, adică nu i-am cu din astea. 2 secunde turbolag, da, da, și se trezește. A, să-i de la parcarea aia de acolo? Eu am mers cam cu 8-5 spre 9 tot weekendul. Așa. Și după aia a mai crescut acum, că vezi ce nebunie este. A, din cauza ploii a crescut. Și am mai mers și ieri, luni, destul de aglomerat iarăși. Deci eu zic e decent, pentru 231 de căpitere e decent. Va compensa în schimb la drum lung. Va compensa la drum lung cu un consum de 6.5? Cam da, acolo? Da, mai, chiar mai puțin. Chiar mai puțin și în oraș trebuie să aștepți undeva la, să se așeze la un 10. Uh-huh. Este și o mașină destul de tânără, care abia a depășit prima 1000 de kilometri, mai are nevoie de un pic de rodaj, deci nu se mai face rodaj la motoarele moderne, totuși se simte, după 10.000 de kilometri consumul se mai așează puțin și mașina devine și mai eficientă. Bă, dar stai că ceva nu e regulă. Mie îmi scrie aici că am trapă panoramică din sticlă, dar nu am trapă. Te-au păcălit, Marian. Înseamnă că nu e asta fișa mașinii. Deci costă, înseamnă că costă mai puțin de disclaimer, 63.500 de euro. Mai puțin de 63.000. Mai puțin de 63.000. Cu tot cu TVA? Da, 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 cu tot cu TVA. Păi și acum vine întrebarea. Ia. Scaune cu Alcantara, profilate sport, volan M, multimedia cu touch, sunet Harman Kardon, climatizare foarte bună, tot ce vrei, da? Plafon negru, toate astea. O mașină confortabilă, cotieră din piele. Bă, dar merită totuși 64.000? Depinde ce cauți la o mașină. Nu. Hai să vorbim de bani, Marian. Are și head-up display? Da. Ce tare. Da, e oprit. Head-up display menu. Head-up display. Și se vede bine și e color, așa. Toate chestiile astea. Bă, totuși 64.000? Depinde ce vrei de la o mașină. Marian, 64.000 în apartament cu 3 camere. Trebuie să te gândești un pic. Merită o mașină mai mult de 30.000 de euro? Și atunci e problemă cu toți producătorii. Depinde ce vrei de la o mașină. Dacă e cineva tânăr care este pe val cu cariera lui, este un programator care vrea o mașină care să arate și să fie... Știi ce și-au programatorii din Craiova? Da. Toți, majoritatea și-au BMW-uri și toți și-au seria 5 și seria 3. Foarte puține și-au SUV-uri sau alte chestii. Nu, ne-am făcut jurnaliști. A, stai tu niște. Din salariul nostru nu, nu o să ne luăm noi asta. Dar adevărul este că nu suntem cârcotași pentru că nu ne permitem mașina. Dar dacă ne-am permit, dacă ți-ai permite mașina asta, ai de 64.000 pe ea? Nu e pentru mine mașina asta. Deci nu e pentru tine? Nu. Dar dacă tu ai avea bani și vrei să-ți iei de la BMW, ce ți-ai luat? Hai, zi repede. Repede, până nu seria o să 2. Am copil, eu mi-aș lua seria 1, să știi, benzină. Ok. La bani ăștia mi-aș lua 1.35. Vezi tu semaforul? Sau 1.40i mi-aș lua. Da, văd semaforul. De ce cu el? Vezi că e verde acum. Așadar, la 64.000 ți-ai lua 1.30 sau 1.40? Astăzi nevoile mele acum și ar fi mai ieftin decât. Da. Dar eu nu m-aș uita la mașina asta pentru că nu. Dar mașina asta cu spațiul pe care îl oferă, nu cumva ai același spațiu ca în seria 1? Nu. Nu. E mai mare decât seria 1? Eu stau bine spate, să știu. În asta? Da. Și în seria 1, n-ai loc? Da. Mai greu. Da. Dar ca șofer? Dar dacă m-aș uita la un crossover de la BMW, în schimb, eu m-aș uita la X3. Tu X3? Da. Eu mi-aș lua X4. Care arată și mai bine. Da, tu ai alte probleme, alte nevoie. Scuze-mă, chiar mi-a scăpat. Cosmin's vlog. Da. Din categoria Cosmin's vlog. Știi că a scos episodul. Salut. Da. La banii ăștia eu mi-aș lua X4. Ok. Așadar, fără supărare. Toate se conduc la fel, adică nu e vorba că asta e o mașină mai proastă, dar nu, trebuie să se muleze
pe ce nevoie ai tu? Cu siguranță se va potrivi pentru oameni mai tineri, cum ai zis tu, early 20s. Da, adică de ce să ții sacou de la Armani Exchange, că și la H&M se cos tot cu oață sacourile? Vă rog să puneți asta între ghilimele și pe un pe, nu știu, nu ți-ai și metafora asta, mai încercăm? Știu, hai să mai, mai încercăm una. Bine, ok. De ce să... De ce să ții palton de la Armani Exchange când poți să ții doar sacou de la Armani Exchange? De ce să mănânci de la Nuba când și la Fornetti stomacul se umple la fel? Dar asta nu-i Fornetti, nu. Nu-i Fornetti, nu, nici nu, asta nu. L-am cred că, nu. Deci asta cu paltonul, spun eu. De ce să ții palton iarna când poți să ții și sacou iarna? Mamă, ce deep a fost asta. Mamă, ce deep a fost asta. De ce să ții ceva de dimensiune completă? Bine, lăsa... Când poți să ții... Știi cum e asta? Este ca pantalon... Mașina asta este exact ca pantalonia, scurți. Auzi? E ca pantalonia lungi cu la care se văd gleznele. Deci, așa e mașina asta. Sunt o mulțime de oameni mai distanți. E ca un palton cu mâneci scurte. Ai văzut paltoane cu mânecă scurtă? Asta e... Asta e cea mai bună metaforă. Hai să facem, sunt o mulțime de oameni mai deștepți ca noi. Pe internet. Pe internet, pe YouTube, pe canalul și nostru. Și știu ce fac. Hai să fac eu o metaforă. Și ei comentează cel mai bine, comentează mai bine ca noi. Da, exact. Așadar vă încurajăm să ne spuneți cea mai bună metaforă pentru mașina asta, ca să avem și noi un text inteligent. Exact. Iar pentru cei care... Dar eu rămân la asta cu palton cu mânecă scurtă. Iar pentru cei care nu știu, am 1,85 m înălțime. Iar haionul este ușor de acționat pentru că este electric. Îi salut! Oh. Bine că plafonul este mai sus. Da. Hai mai bine să ne oprim. Așadar, acesta este testul nostru pentru oameni netehnici. Mai multă imagine și mai puțin plou, da, știu. Ce? Nu, vreau să fac când se schimbă vremea odată, ca să trebuie să ieșim și din mașină. Te-a plictisit? Nu, zic, continuă. Mai încep o dată concluzie. Deci, dacă îi întreb pe posesorii de iPhone câți gigahertz au procesoarele de pe telefoanele lor, nu vor ști să zică. Eu nu știu câți gigahertz are procesorul de pe iPhone-ul meu. Și nu glumesc. Ești clientul perfect pentru BMW X2. Merge foarte bine telefonul, nu am de ce să-l înjur. Încă. Da. Bun. Deci chiar n-ai un salariu rău deloc. Ce? Da. Cred. Nu știu, mai bine ca cardul de mai știu când. Așa, da. Lux! bun. Am mai bine să ne oprim aici. Așteptăm impresiile voastre. Dați-ne o metaforă bună pentru BMW X2. Dacă ați văzut mașina asta măcar o dată pe stradă, spuneți-ne cum vi se pare vouă. Vi se pare SUV sau vi se pare compactă? Vi se pare pantalon cu picioare scurte aici sau cu palton cu... Dacă v-a plăcut acest material... Eu insist! Dacă v-a plăcut acest palton material... Dacă v-a plăcut acest material pe care îl vedeți gratis acum pe YouTube, nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe! Hei, salut! Auzi? Hai să subliniem. Gratis! Și nu uitați să ne dați un share pentru că merităm, mai ales Marian. Mulțumesc frumos!